Bine v-am regăsit la Hello Sănătate TV, suntem din nou live, începe Trăiește Sănătos. Astăzi vă propun să discutăm despre pietrele la rinichi. Ce sunt, de ce apar, ce manifestări ne deranjează atunci când avem pietre la rinichi și mai ales ce este de făcut astfel încât să ne fie bine. Vom afla de la invitatul nostru de astăzi, domnul dr. Răzvan Mulțescu, medic primar urolog, doctor în științe medicale. Mă bucur să te revăd, Răzvan! Mulțumesc mult de invitație, o plăcere ca întotdeauna să... Îți mulțumesc și pentru mine, este o plăcere. Mai ales cu un subiect așa interesant. Exact. Și cred eu de actualitate pentru cei care ne privesc. Sunt tot mai multe persoane care au această problemă de sănătate. Cred că nici vârsta nu mai e un criteriu, o să ne povestești tu. Nu uitați că suntem live, așa că așteptăm întrebările voastre astfel încât domnul dr. Răzvan Mulțescu să apuce să răspundă tuturor. Hai să vedem ce sunt aceste pietre la rinichi. Ele chiar așa arată, ca niște pietre. Sunt niște pietre. La Muzeul de Geologie chiar există o vitrină care este dedicată pietrelor pe care le produce corpul uman. Mai și mari și regăsim, mai mici, da, că au tot felul de dimensiuni. Le în diferite organe, în colecist, în rinichi, în glandele salivare. Pietrele din rinichi, din păcate, sunt o boală cu o incidență foarte mare și cu un impact foarte mare asupra sănătății publice în general. Pentru că chiar și niște pietre de mici dimensiuni, prin simptomele foarte violente pe care le pot provoca uneori dacă sunt obstructive, pot incapacita pacientul și îl pot scoate din viața personală, din viața profesională. Din cauza durerilor foarte mari. Pentru din că cauza hai să durerilor explicăm foarte mari. Ce ai spus tu. Practic, acea pietricică, chiar ea poate are dimensiuni mici, dar dacă a plecat... Pe exact. Căile urinare, rămâne blocată cumva sau antrenează... Indiferent de dimensiune, o piatră poate deveni obstructivă. În momentul în care ea devine obstructivă și stânjenește curgerea urinii, crește foarte mult presiunea pe calea urinară deasupra obstacolului pe care îl reprezintă, în acel moment ea dă dureri. Colica renală, de care a auzit toată lumea. Care sunt niște dureri mari. Țin minte de pe vremea când ne întâlneam la Antena 2 împreună cu domnul profesor Giablete, pe care îl salutăm, domnul profesor, dacă ne urmăriți. Spunea domnul profesor că sunt de asemănătoare, comparative acele dureri cu durerile nașterii. E o durere, da, la femei. Foarte sus în topul durerilor, ca și intensitate. Undeva pe primele locuri. Și din cauza asta strică foarte tare calitatea vieții, dar incapacitează pacientul. Este o durere atât de mare că te trimite la medic, adică nu poți să stai cu acele dureri prea mult timp, nu? Da, pietrele produc două categorii de dureri. Nefralgia, care nu e o durere foarte intensă, sau colica renală, care e o durere foarte puternică și greu de ignorat. În principiu, un pacient în colică renală va căuta... Să meargă la medic. Să meargă la medic, să ceară ajutorul, exact. Să vadă ce se întâmplă. Acum nu mai puțin adevărat că unele dureri foarte puternice în spate. Zona rinichilor, da, în spate, nu sunt neapărat produse de pietre sau de rinichi. Tot în zona respectivă pot apărea dureri legate de coloană. Aici e o problemă de diagnostic diferențial atunci când îți vine un pacient cu dureri într-o zonă care ar putea să fie rinichi și ar putea să indice o colică renală, să recunoști dacă într-adevăr este o durere generată de rinichi sau dacă nu cumva este o durere generată de alte probleme. Și trebuie mers la ortoped, de exemplu, dacă ține de da, coloană sau la neurolog. Se fac o serie de investigații care ne orientează și ne confirmă originea renală a durerii sau... Și hai că discutăm pas cu pas, însă vreau să revenim la aceste pietre. Știu că au compoziții diferite. Hai să vedem din ce cauze ele se formează. Cred că ar trebui foarte important să ne hidratăm corect, nu? Da, de acord. Dieta și stilul de viață sunt un factor foarte important printre cauzele de producere a pietrelor la rinichi. Dacă nu ne hidratăm corect, asta poate nu este întotdeauna cauza principală, dar sigur este una din motivele care pun numărul acolo la formarea pietrelor. Am pacienți care la un moment dat în
de cursul vieții lor, ajungeau să lucreze într-un mediu foarte cald sau ajungeau să aibă o profesie care presupunea deshidratare mare. Transpirau foarte mult la locul de muncă și atunci începeau să apară pietrele. Problemele. Da? Pietre pe care nu le făcuseră până în acel moment. Mai sunt persoane care se abțin în a merge la toaletă dacă nu sunt acasă. Da. Stilul de viață e important. Adică este important, iată, să ne hidratăm corect și să mergem și suficient de des la toaletă ca să eliminăm urina, ca să nu băltească acolo, să nu sedimenteze, nu nisip, să nu favorizăm infecțiile urinare, pentru că și infecțiile urinare pun umărul la formarea pietrelor. Practic, dacă vrem așa să sintetizăm un pic, probabil că dacă vrem să le împărțim în două categorii mari, ar fi pietrele legate de infecție și pietrele de cauză non-infecțioasă. Iar la cauzele non-infecțioase avem un evantai de cauze care de multe ori se pot intrica așa unele cu celelalte. Factori care țin de dietă, factori genetici. De multe ori am operat familii întregi de pacienți cu litiază urinară. Adică au părinții pietre la rinichi, există risc ca și copiii pacient, să moștenească. Bine, acum poate și genetic, dar și în funcție de stilul avut în familia respectivă, așa nu? Așa este, ai perfectă dreptate. Da. Uneori dăm vina pe genetică, dar de fapt sunt factorii de mediu care poate sunt caracteristici familiei respective. Exact, da. Așa este, de-aia spuneam că de multe ori sunt mai mulți factori care se suprapun și uneori vine picătura care umple paharul și se formează calculul. Da. Bun. În ce problemele? Cam de pe la ce vârstă? Din păcate, pietrele la rinichi. Din păcate se pot forma și la vârste foarte mici, la copii și adolescenți. Deci chiar și copiii pot face pietre la rinichi. Pot face pietre la rinichi. De pacienții pediatrici cu pietre la rinichi se ocupă colegii noștri urologi pediatri, urologi și chirurgi pediatri. Și din păcate, cu cât vârsta la care apare o piatră este mai mică, cu atât riscul de recurență și riscul de evoluție cu complicații este mai mare. Da. Da, intră în categoria de pietre cu risc înalt. Da. Uite, deja sunt persoane care ne urmăresc și ne și scriu, așteptăm întrebările voastre. Irina spune, vorbează de infecții urinare, cumva suplimentele pot preveni. Cred că da, la Zenith avem UroHelp, ProstaHelp, care sunt suplimente de bună calitate și care cred că cumva te pot ajuta în încercarea de a preveni apariția infecțiilor urinare. Problema legată de infecții sau, mă rog, infecțiile care au un impact puternic în formarea pietrelor urinare sunt infecțiile persistente sau infecțiile recurente. Exact. Și din cauza asta, orice fel de măsură care ne ajută pe noi să prevenim recidiva infecțiilor, recurența lor, da, este binevenită. Da? Uh-huh. Și poate fi o măsură care să ne protejeze inclusiv de pietre la rinichi. Te ascultam și mă gândeam, sper să nu greșesc, cred că femeile fac mai des infecții urinare decât bărbații. Avem și o explicație. Infecțiile urinare sunt mai frecvente la femei pentru că există niște factori anatomici care favorizează. Uh-huh. Uretra, canalul pe care se evacuează urina din vezică, este scurtă, are câțiva centimetri. Și este foarte aproape de anus. Exact, și implicit de toată flora din colon, da? Care poate coloniza după aia aparatul urinar și genera infecțiile urinare. Da. Și ăsta este motivul pentru care femeile fac mai frecvent infecții urinare. Și la femei, infecțiile urinare sunt de cele mai multe ori primitive, adică fără o altă cauză primare. La bărbați, infecțiile urinare de cele mai multe ori sunt secundare. Există și o altă cauză care le favorizează. Litiaza, adenomul de prostată, o serie de alți factori care... Deci cumva dacă ai rezolva boala, scapi și de Da, și invers, nu este suficient să rezolvi infecția urinară pentru că foarte probabil va recidiva dacă nu corectezi și cauza. Afecțiunea care a produs-o exact, și care a favorizat. Tu practic tratezi simptomul, dacă nu te ocupi de cauză, de celelalte afecțiuni de care spuneai, atunci lucrurile se pot repeta. Bun, deci iată, indiferent de vârstă poți face, spune că și copiii pot face pietre la rinichi, ceea ce nu e îmbucurător deloc. Atenție la stilul de viață, atât femeile cât și bărbații fac.
Legat de simptome de manifestări, ai spus tu scurt, dar aș vrea acum să accentuăm un pic. Durere, în afară de durere, mai ai și altă Durerea apare atunci manifestare? când piatra devine obstructivă sau. Când a plecat și rămâne blocată pe Poate că canal. e bine să identificăm calculi înainte ca ei să înceapă Exact. să aibă manifestări clinice. Da. Adică aici foarte importante sunt toate programele de screening și până la urmă o ecografie abdominală, da, efectuată pentru orice altă problemă, ne poate semnaliza și prezența unui calcul la nivelul unei pietre, la nivelul aparatului urinar. Da, iar ecografia nu doare, exact, nu poate este fi repetată, invazivă, o poți exact, repeta, de cât de multe ori nu înseamnă dorești. Niciun stres pentru organism și nici pentru exact. tine Și ca în ziua pacient. De astăzi accesul la un ecograf e mult, mult mai simplu decât era acum 30 de ani. Da? Corect. Bun, deci iată, tu spui că un consult de rutină n-ar strica. De pe Da. La ce vârstă? Depinde, dacă există niște afecțiuni care să favorizeze, niște sindrome, niște modificări metabolice, care se știe că se asociază cu producerea de calcule, atunci poate chiar din copilărie. Altfel, ecografii periodice trebuie făcute exact ca și acele analize periodice de sânge, analizele de bază, pentru că ele pot identifica diferite probleme și aici nu mă refer doar la calculi, le pot identifica înainte ca ele să înceapă să se manifeste, să fie evidente clinic. Da? Și v-am zis, totul trebuie ajustat și în funcție de factorii de risc a individului, al familiei, al regiunii, al stilului de viață, al regiunii geografice în care trăiește. Da. Acum, incidența calculului renal, din păcate, este corelată direct proporțional cu nivelul de trai. Țările industrializate au sesizat o creștere semnificativă a incidenței calculilor în ultimii ani. Și avem și o explicație, adică poate și ce mâncăm. Păi exact, și... este vorba inclusiv de dietă. Dieta este unul din factorii importanți în generarea calculilor. Da. Și atunci, nu știu, ne poți da alimente de care ar trebui cumva să ne ferim sau să facem exces, ceva care predispune, diferite, că spuneai dieta. Da, există însă diferite compoziții ale calculilor. Și din păcate nu există o rețetă universală. În funcție de tipul biochimic, de compoziția biochimică a calculului pe care îl produci, există o anumită dietă și sunt identificate anumite alimente care ar trebui să fie evitate. Da. Vă dau un exemplu, calculul de acid uric. Se corelează frecvent cu consumul de proteine animale. Atunci e bine să evităm consumul de proteine animale, mai ales de animal tânăr, organe, vânat. Ca să nu crești riscul exact. Reapariției pietrelor calculul la de acid uric. Bun, din ce spui... Inclusiv dieta trebuie corelată cu tipul biochimic al calculului. Dar înțeleg din ce povestești că în momentul în care calculul a fost extras, ar trebui studiat să vedem natura lui și medicul îți spune atunci să te ferești de anumite când alimente? Când operăm calculul, deja după felul în care arată, ne putem orienta. Anumite tipuri de calculi au un aspect foarte caracteristic și poți identifica în timp ce îi spargi în rinichi. Și avem deja, ne orientăm un pic, avem un prim palier în care încercăm să catalogăm pacientul. Da? După care se poate face acest examen biochimic. Nu se face de rutină, dar e bine să-l facem în cât mai multe cazuri și obligatoriul în cazul pacienților la care litiaza recidivează. Pentru că în ultima perioadă, sau cel puțin până acum, medicina a fost foarte mult focusată pe rezolvarea problemelor acute, a episodului acut, a calculului care există. Însă, fiind o afecțiune cu un risc de recidivă destul de mare și tocmai acest risc de recidivă e cel care împovărează foarte tare sistemul de sănătate din orice țară, probabil că ar fi mult mai util și eficient să ne focusăm atenția pe partea de prevenție. Da. Și aici examenul biochimic al calculului este important pentru că dacă știi din ce este făcut, atunci poți într-un fel mult mai eficient să faci niște recomandări pacientului
și să încerci să previi formarea exact. Următorului calcul. Bun. Noi, iată, discutăm deja de ce se întâmplă după ce voi ați extras piatra, dar eu vreau să revin. Pentru că n-am spus cum se stabilește diagnosticul corect. Spuneai tu că ne-ar ajuta controlele acelea preventive, odată pe an analizele de sânge care sunt gratuite și o ecografie abdominală care ți-ar arăta. Sigur, dacă și ai bineînțeles, dacă... Ecografia abdominală nu e gratuită. Sau dacă ai trimitere de la medicul de familie și ești asigurat și faci undeva la stat, se poate face și gratuit. Bun. Da. Și cu diagnosticul cum se stabilește? Se identifică prezența calculului, după care se stabilește dacă pacientul respectiv are indicații operatorie sau nu. Dacă calculii sunt de foarte mici dimensiuni, nu știu, 2-3 mm, se numesc microlitiază, ceea ce în limbaj colocvial nisip, acel nisip de care tot auzim. Aia sunt calculi care nu trebuie neapărat operați, pentru că probabilitatea ca ei să se elimine spontan dacă pornesc la drum este foarte, foarte mare. Nu este, din păcate, nu este garantată 100%. Am văzut și calculi de foarte mici dimensiuni care au devenit obstructivi pentru că mai era și o altă problemă la nivelul căii urinare a pacientului respectiv, de exemplu o stenoză. Dar, în general, un calcul de 2, 3, 4 mm ar trebui să se elimine fără niște probleme deosebite. Dacă vorbim de calculi mai mari, ies din categoria asta de microlitiază, deja se numesc calcul sau litiază, și ne gândim deja să interveniți cu tot felul de tratamente moderne. Da. Dacă calculii nu au niște dimensiuni foarte mari, se poate încerca ceea ce numește litotriție extracorporeală, adică spargerea cu ultrasunete din afara corpului. Sau și diferite... acele fragmente odată mărunțite se elimină singure, pe calea urinară fără durere, nu simți nimic. Uneori știu că uneori mai poate zgâria fragmentul respectiv și să-ți apară și sânge în urină, nu? Așa este, o eliminare a oricărui fragment litiazic se poate însoți și de prezența sângelui în urină. Și chiar și de durere, nu? Că simți când... Și de durere. Bun, un calcul care este în curs de eliminare sau care ar avea potențialul să se elimine, în principiu putem ajuta pacientul respectiv cu o serie de medicamente care să îi calmeze durerile și în același timp să-i crească șansele de a elimina. Antiinflamatorii, antispastice, alfa-blocanți, sunt diferite clase de medicamente pe care le putem administra unui pacient în colică renală pentru a-i... Favoriza eliminarea și crește șansa de succes în eliminarea spontană. Dacă aceasta nu este posibilă, atunci se trece la alte măsuri și avem la dispoziție o serie de intervenții minim-invazive, da, care astăzi putem accesa pietrele în tot aparatul urinar și să le spargem în zona în care le găsim și să le extragem pe fragmente. Și spuneai că acționați din exterior cu vibrații sau în interior? Cumva SVL-ul este cel din exterior cu ultrasunete, iar din interior avem diferite tipuri de endoscoape. Avem ureteroscoapele cu care putem intra pe căile anatomice, pe uretră, prin vezica urinară, în sus pe ureter, către rinichi, să ajungem până de la uretră până la căile urinare din interiorul rinichiului și acolo să spargem cu lasere calculii. Pare ca în filmele SF, dar nu este SF și știu că îmi povesteați în emisiune și cu ilustrație frumos făcută în urmă cu peste 10 ani, adică sunt tehnologii pe care voi le-ați făcut primii, chiar dacă erați la spital de stat, la spitalul Sfântul Ioan. Profesorul Giavlete a crezut foarte mult în această metodă și alături de el cumva am prins metoda asta de la începuturile ei. Între timp tehnologia a evoluat foarte mult, au apărut chipurile video. La început ureteroscoapele, aparatele astea cu care intram și spărgeam pietre, aveau sistemul optic, era format așa dintr-un fascicul de fibre optice care se rupeau. La un moment dat nu mai vedeai bine, apăreau niște puncte negre pe ecran. În ziua de astăzi și imaginea este HD. Laserul cu lumina albastră sau cam așa ceva. Așa cu lumină verde. Lumină verde, așa. Ăla era laserul cu lumină verde folosit în adenomul de prostată, iar în spargerea pietrelor, în momentul de față, cel mai utilizat laser e laserul Holmium. E un laser care sparge în principiu cam orice fel de compoziție de calculi cu orice fel de compoziție.
Bun, pe unii mai repede, pe unii mai greu, dar în și principiu că cu el... și dimensiunea și natura bineînțeles, pietrei. Bineînțeles, și dimensiunea este foarte importantă, pentru că cu cât piatra e mai mare, cu atât... E mai greu de învins, de spart. Exact, în durează mai mult, e o procedură care durează mai mult și uneori te obligă să folosești altfel de metode care să-ți permită să manipulezi volume litiazice mai mari. Da, dar toate intervențiile acestea se fac, bănuiesc, cu anestezie generală, nu? Nu, se pot face locală? Și cu anestezie rahidiană. Anestezia locală doar pentru lucruri extrem de limitate, dar cu anestezie regională, îi spunem noi, cu anestezie rahidiană, în care pacientul este amorțit de la brâu în jos. Deci ca la operația cezariană la femei? Asemănător, mă rog, tot genul ăsta de... Da, adică ești conștientă? Da, sau pacientul conștient, este treaz, poate conștient, să vorbească, da, poate cu să medicul. Vorbească, poate își poate privi intervenția chirurgicală asta, pe dacă, ecranele dacă își dorește. Noastre, dacă își dorește, bineînțeles. Că dar sunt mulți pacienți care își doresc. Exact, da, absolut, și da. Pare și foarte se interesant. Pare chiar foarte interesant să vadă. Și alții care se sperie și zic, mai bine, nu vreau să văd nimic. Sau se poate face cu anestezie generală. Da. E important ca pacientul să fie cât mai confortabil și... Adică oricum și într-un caz și într-altul este fără durere în timpul intervenției. Da, absolut. Nu simți nimic. Dar după ce trece efectul anesteziei, după ce operația s-a încheiat, pragul de toleranță a durerii al fiecăruia este foarte diferit. Corect. Pot apărea uneori dureri, dar care nu sunt totdeauna legate de eliminarea calculului propriu-zisă, ci de anumite condiții locale. Sau mulți pacienți după intervențiile astea pentru calculi au un stand montat în interior, un tubuleț cu multe găuri care are un capăt în rinic și un capăt în vezică, se numește sondă WJ, care rolul este să dreneze rinichiul, da, exact, și să ajute ca eventualele fragmente litiazice care mai sunt să coboare treacă pe lângă ușor. Ea, da, să treacă ușor, fără să producă dureri foarte puternice. Bun, și aceste sonde uneori au o serie de simptome care sunt legate de prezența lor în corp, dar în principiu ele sunt acolo pentru a ajuta pacientul să treacă cât mai ușor peste această perioadă de recuperare imediat postoperatorie. Da, da. Ei, și cât durează această perioadă? Nu știu, trebuie să stai acasă, la pat, întins sau te poți mișca? În general, recuperarea după intervențiile astea endoscopice este rapidă. Rapidă, da. Pentru asta au și fost create, ca pacientul să se recupereze cât mai rapid, rapid. Și cât mai uneori ușor. Mai durează mai mult o intervenție endoscopică decât ar fi durat una clasică, deschisă. Da. Dar beneficiile pentru pacient sunt uriașe. Adică nu mai există incizia, da, incizia la nivelul pielii, la nivelul mușchilor, la nivelul căi urinare, care inciziile astea ulterior erau suturate, presupuneau o recuperare lentă. Un pacient operat endoscopic de cele mai multe ori nu are nicio incizie sau are o incizie de un centimetru care se vinde, exact, timp, care se vindecă rapid. Și ai și tratament medicamentos care să te ajute, nu știu, să-ți mai ia din durere, să nu se... Sigur că da, pot fi adăugate. Pot fi adăugate în funcție și de condițiile locale, dacă există și un factor infecțios suspectat sau potențial, se dau tratamente antibiotice. Dacă există antialgice, ca să, dacă pacientul prezintă dureri, să-l ajute, există o serie de alte medicamente care îl pot ajuta să tolereze mai bine aceste stenturi. Dacă nu le tolerează, v-am spus, lucrurile sunt foarte diverse, pentru că noi suntem foarte diversi. Exact, de fiecare pacient cum reacționează și de gradul de sensibilitate. Bineînțeles. Și fiecăruia. Nicio intervenție nu este ca alta. Sunt pacienți care au intervenții repetate, da, v-am spus că litiaza e o afecțiune cu potențial recidivant mare. Și trec în mod diferit peste diferite episoade și peste diferite intervenții. Bun, dar putem considera ca perioadă de recuperare cam câte zile, în care, repet, nu te duci la serviciu, încerci să stai în acasă, general, ca să-ți ajuți foarte... organismul, să stai pe lângă toaletă ca să poți elimina. În general, perioada de eliminat? Recuperare este foarte scurtă. Cam cât? La câteva zile, la o săptămână, două. N-am înțeles. Da. După care dar pacientul deja se ridică a doua zi, de cele mai multe ori pleacă acasă. Deci asta e bine. Asta este marele avantaj al intervențiilor endoscopice,
că nu țin pacientul foarte mult în spital, nimeni nu-i face plăcere să stea în spital. Exact. Toți vor să ajungă, e mai bine să ajungi acasă, să fii în mediul tău confortabil. Nici de la serviciu nu poți lipsi întotdeauna și câteva zile ca să îți tratezi probleme de sănătate și iarăși aici nu e bine. Da. Da. Deci cu cât ne recuperăm, ne refacem mai repede și cu mai puțină durere, cu atât mai bine, zic eu. Absolut. Și medicina modernă asta slavă Domnului, să exact, obțină. Găsește soluții. Exact, da. Să găsească soluții ca perioada asta de recuperare să fie cât mai scurtă și cât mai ușoară. Uite, Nadia ne salută. Nadia, dacă ai și o întrebare de adresat, grăbește-te ca să apucăm să-ți mai răspundem, pentru că suntem pe final de emisiune. Irina ne întreba sfaturi pentru a preveni apariția pietrelor, mai ales atunci când ai avut și iată, ai fost operat și n-ai vrea să mai faci. Păi cred că e o idee bună, cam așa să încheiem emisiunea, da, nu? Cu gândul la prevenție, pentru că spuneai, da? Da, un lucru foarte important și cred că toți trebuie să ne întoarcem atenția către partea asta, exact, de prevenție. Se și spune că a preveni este și mai ușor decât să tratezi, exact, și mai puțin costisitor, absolut, nu? Absolut, absolut. Lichide suficiente, cum spuneai și tu, lichide suficiente cât mai uniform distribuite de-a lungul zilei. Mers dacă, periodic la toaletă, nu ne abținem. Sigur, dacă pietrele sunt recidivante, obligatoriu efectuat examenul biochimic al compoziției lor. Adică să vezi de ce natură este, exact, piatra după ce a fost scoasă, astfel încât medicul îți dea sfaturi și să știi de ce ar trebui, de ce, exact, aliment ar trebui să te ferești măcar o perioadă, dacă sau există să nu exagerezi. Dacă există ceva medicamente care pot fi utile pentru tipul ăsta de piatră. De asemenea, există o serie de investigații endocrinologice care pot fi făcute dacă să identificăm, de exemplu, există niște glande care se numesc paratiroide și hormonul pe care îl produc, parathormonul, este implicat, da, în metabolismul calciului. Niveluri crescute de parathormon pot face ca pacientul respectiv să facă pietre recurent la perioade scurte de timp între episoade și rezolvarea acestei probleme rezolvă și această și riscul recidivă de reapariția pietrelor. Da. Uite, și Margareta Botezatu ne spune respect, felicitări, domnule doctor. Mulțumim și felicitări pentru toată activitatea și pentru rezultatele frumoase. Știu că ai o relație foarte frumoasă cu pacienții tăi și ești un om special. Și îți mulțumesc că astăzi, uite, ți-ai rupt din puținul timp liber. Am stabilit emisiunea asta cu câte săptămâni, luni înainte, cred nici nu mai luni, știu, da, dar mă bucur că n-ai anulat. Și eu mă bucur, o plăcere ca întotdeauna și sper ca lucrurile pe care le-am discutat să fie utile pacienților. Exact, da. Rămân aici oricând putem accesa link-ul, mai ascultăm din sfaturile date de domnul doctor astfel încât să ne ținem departe de probleme. Iar atunci când sunt și trebuie rezolvate, nu amânăm mersul la medic și chiar intervenția. Din păcate, amânarea nu va rezolva problema. Din potrivă, lucrurile se complică și ne duc într-o zonă în care complicațiile sunt mult mai probabile. Asta e să te mai întreb atunci când știm că avem de eliminat o pietricică, ajută, nu știu, bărbații zic, beau mai multă bere, beau nu știu ce. Producerea unei cantități mari de urină. Mituri din asta. Berea asta face, berea este diuretică. Nu ajută, nu? Poate ajuta. Te ții și vină cu băieții, poate. Poate ajuta în eliminarea pietrei, pentru că se produce o cantitate mare de urină într-un timp scurt, dar pe de altă parte, dacă piatra nu este și urina aia s-a produs, poate să fie durerea la fel și mai poate mare. Poate să precipite, exact, o durere, da, foarte puternică, pentru că va crește foarte mult presiunea în amonte de obstacol. Deci, iată, mare grijă, nu încercăm să rezolvăm singur problemele de sănătate, poate mai bine apelăm la medicii specialiști care ne pot ajuta. Îți mulțumesc pentru sfaturi, să ai mult succes în tot ce faci și să poți avea grijă, așa cum știu că o faci, de pacienți. Și Doamne ajută să ne mai revedem sănătoși, voioși la interviuri. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați fost astăzi alături, ne-ați urmărit, ne-ați și scris. Mulțumim și firmei Zenit că susține acest proiect. Aveți grijă de voi, rămâneți sănătoși și voioși pe data viitoare când vă aștept aici la Hello Sănătate TV. Numai bine!